97, aliatul lui de la PD, nouă urgență, numărul 57 pe 2019, prin codul administrativ, a fost convocat în ședința extraordinară prin dispoziția numărul 2023, orele 10, care va avea în ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, estimări pentru anii 2024-2026 al UAT Comuna Prăjor și al programului de investiții pentru anul 2023. 2. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Comunei Prăjor și de Bacău. 3. Proiect de hotărâre numărul 877 din 21.02.2023 privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea de Consiliul Local din numărul 89 din 17.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale pe bază pentru populația din zona rurală, prin achiziția unui mini-excavator dotat cu accesorii în Comuna Prăjor, județul Bacău, 4 diverse. Supun la vot proiectul ordinii de zi și cu adăugarea unui punct. Păi era două proiecte, cu spate. Păi proiectul acum este că dacă sunteți de acord de adăugarea unui... Dar este extraordinar, e ordinară ședința asta, nu? Marcina. E ordinară. Dar este extraordinar. Este ordinară, scrie. Știe, ce-a păstrat să le-a fost. Ordinară. Cine este pentru? Da, am dat cu punctul 3. Dacă intră cu ce? Așa, din ce este cu sunteți în școală? Ajunge cea mai scurtă. Da, eu am... Da. Trecem la punctul 1. Procesul de față. Supunem că era spre aprobare proiectul acestui verbal. Cine este pentru? Din ce așa. Se abține cineva? Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, estimări pentru anii 24-2026 al OAT, Comuna Prăjor și a programului de investiții pentru anul 2023. Prezintă doamna Handoca Maria, consilier. Cuantificările în buget pentru rectificare includ sumele alocate de la Consiliul Județean pentru anul 2023, sunt de 30.000. Și introducerea contractelor de finanțare, construirea corpului de la Comunășea și sistemul de supraveghere video în comună. Sperea Consiliului Județean sumele alocate le-am repartizat pentru două proiecte noi, dotarea școlilor cu materiale didactice și echipamente digitale și pentru instalarea de panouri voltaice pe plăti. Vrem să inițiem două proiecte, există finanțare, poate punem și noi. Ar fi mai mult decât bine. Dar ați început parcă să schimbați... Dar totuși a trebuit schimbat de acoperișul în școala de jos și după aia, dacă intră reabilitare... Școala este totuși. Știu, dar încă discuțiile care le-am menționat, încă nu e cert că o să intre în reabilitare. Pe undeva la lunii martie. Acum e măsura lansată. Da, e foarte bine, e foarte bine, că oricum nu o să vină mâine să pună panourile fotovoltaice. Da, clar. Câteva lânduriază. Panou fotovoltaic. Panou pentru încălzire și pentru școli ar fi... Pentru curent se pot folosi, că având curent, când faci cufăr, poți să folosești cufăr. Dar am mai văzut la alte școli, au cufăr, încălzesc electric și recircula apa caldă din cufăr. Asta e cu stațiile de regulă. Vă dați seama că scade. Da, da, da. Și cu gazul, cu 220. Doamna zicea, noi eu am 220 la gaze. E la plină nică. La plină nică la plină. Da, e... Și asta de bani și la proiect. Dar e mai greu, că acolo e și cu master planul, cum încadrează cu noi. Speranța moare ultima. Da, și atunci avem fiecare. Ca să vezi, Iulina. Ca să plângi la cadere mele.
Trebuie să mă lasă, nu? Eu zic să vă luați centrală. Chiar am văzut, am fost zilele astea, la Digiman era o fel. Luați-vă și centrală, să fiți siguri. Pe gaz! Pe gaz! Pe gaz, doamne! Pe domnul, dacă tot trage, speranțe-vă să vină gaze. Noi suntem de acord și ne-am bucurat să, să vină magistrala de gaze. Dacă nu vine, fac eu o butelie de aia mare, pun la poartă și am gaze. Aia, nu putem să ținem la poartă, da. În interior. Pe gândi, spune. Sunt împotrivă, cine este împotrivă și abține. Deci, având în vedere situația actuală, care știe toată lumea cu câini, probleme, da? Ne-am venit de la minister solicitare să te asigure hotărârea prin care înființăm un serviciu sau delegăm gestionarea câinilor unor diverse, nu știu, asociații sau... Și trebuie, practic, fiecare prin lege, trebuie fiecare primărie să aibă un serviciu. De cel mai aproape aici, la noi, în zonă, e la gazărie, acolo unde e... Băi, nu știu, da. Unde au patru pentru, da, pentru serviciul. Noi acum, de exemplu, semnăm, votăm hotărârea, regulament și așa. Și urmează, să vedem prin seara. Pentru societate ciocloții. Exact. Nu ești oricum nu vor, că asta trebuie în ființa pe lor. A, nu, nu, am zis că dacă se poate, dacă se poate să luați legătura, ar fi cel mai aproape. Că nu, Bărești are 200 de firme de pe pentru câini și așa că putem face și noi. Da, sunt foarte, foarte, foarte importanți. Să punem la vot, că punctul 2. Cine este pentru? Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și la numele. Proiect de hotărâre numărul 877 din 2002-2023, privind modificarea atinsei numărul 1 la hotărârea de Consiliul Local numărul 89 din 17-11-2022, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și pentru implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale pe bază pentru populația din zona rurală, prin achiziția unui linii excavator dotat cu accesori din Comuna Bojor din Sâmbacău, prezintă doamna Bojor de Ana Consilier Bajoga. Am mai trecut prin Consiliu hotărârea prin care am solicitat achiziția unui mini-excavator cu finanțare prin GAL. Documentațiile au ajuns la Ongiofir Bacău, unde au constatat că există o neconcordanță între caracteristicile tehnice înscrise în memoriu justificativ și cele care sunt în ofertele depuse la această cerere de finanțare. Și ne-au cerut să facem corelarea între cele două și fiind prinsă în anexa numărul 1 de la proiectul de hotărâre de numărul 89, ar trebui să modificăm și anexa. Și cum din cauza asta... Da. Este o clarificare la care noi trebuie să răspundem. Ca să putem să răspundem la care nu este. Cine este pentru, nu poate fi tomat. Împotriva. Trecem la punctul diverse. Cu gaze, cu gaze. Da, cu gazele rămâne. Restul. Hai să vezi ce o să fie. Fiind depuziate toate punctele, care este clarificat.